Mulțumesc. Declarația politică a mea se intitulează Plângerile penale nu ne sperie. Nu există zi fără scântei și declanșări de discuții aprinse pe orice ar întreprinde Partidul de Guvernământ, Partidul Social Democrat, prin reprezentanții săi și instituțiile abilitate să găsească soluții la probleme sensibile și acolo rezolvarea este în competența lor. Unii sunt în permanentă campanie electorală, denigrând imaginea altora, chiar și cu prețul decăderii României și a cetățenilor ei în ochii altor state ale Uniunii Europene. Din păcate, cu toți avem de suferit. Economia oricărei țări este sensibilă într-un climat politic ostil, cu efecte imediate. Nu este normal ca în România anilor 2018 politicianul aflat la guvernare să fie asaltat de plângeri penale, mărirea de salarii și pensii să fie aspru criticate, deși plângem că pleacă românii din țară, că inaugurarea unui spital este de fapt o inaugurare cu repetiție, că politica agricolă este la pământ în timp ce s-au prorogat programe de finanțare și susținerea fermierilor din zonele defavorizate și nu numai. Pensiile au fost majorate, pensia minimă cu 25,8%, pensia medie cu 12,1% față de decembrie 2016. Salariile au fost majorate, salariul mediu net cu 11,5%, cel minim net cu 22% comparativ cu decembrie 2016. Șomajul a înregistrat o scădere, sunt numai puțin cu 92.000 de persoane fără un loc de muncă față de decembrie 2016. Investițiile străine directe au crescut cu 5,7% în primul trimestru din 2018 comparativ cu primul trimestru din 2016. Oferta de locuri de muncă este în creștere. Și ce este cel mai important, numărul de persoane aflate în sărăcie cu risc de excluziune socială este cu 695.000 mai mic decât în 2016. Numărul de persoane aflate în deprivare materială severă are cea mai mare scădere din Uniunea Europeană în 2017 față de 2016, cu 876.000 de persoane mai puține. Sunt autostrăzi în lucru, Arad, Deva, Sebeș-Turda. Nu contează că a scăzut rata infracționalității în școli cu 2,3%, tâlhăriile cu 3,1%, omorurile cu 14%, contează că la Sinești acționau hoții, s-a dat amploare fenomenului, fără să se aprecieze măsurile luate prompt și responsabilul a fost tras la răspundere. Contează faptele concrete, nu exagerarea fără temeină situații până devine subiect de roman polițist. Exemplele pot continua. Acestea sunt faptele de necontestate, cifrele numind. Cu toate acestea, contestatarii sporesc ca număr și manipulează fără scrupule opinia publică. Mai mult, răutățile lor se mută din sfera profesională în cea personală, ceea ce înseamnă că toate barierele bunului simț au scăzut și au căzut, și asta din cauza lipsei de viziune pe termen lung a celor care doresc orice preț ca România să bată pasul pe loc. În loc să ne vedem de treabă, consumând timp prețios, să contracarăm atacul celor care doresc distrugerea imaginii de țară. Atacuri care nu se rezumă doar la nivelul profesional, ci le lansează și personal. Subit un politician aflat la putere trebuie să aibă mare grijă unde pune virgula în text sau cum citește un text în timp ce este bombardat cu zeci de întrebări și distras constant de la ceea ce are de făcut. Scenarii și dezinformări că nu sunt bani de pensii sau salarii, naționalizări, mutări sau anulări ale pilonului 2 de pensii, încălcări atribuțiilor în exercitarea funcției, oricare ar fi ea, de la primul ministru până la simplu funcționar public, au efecte imediate și devastatoare pentru economia țării. Nu putem privi, aprecia și încuraja direcția bună spre care se îndreaptă lucrurile fără ca unii să-l bulverseze cu informații negative pe cetățeanul României. Programul de guvernare al Partidului Social Democrat este clar stabilit. Cu voia sau fără voia unora, el se va aplica pentru că interesul primordial este cetățeanul, bunăstarea materială și viitorul lui. Lucrurile merg pe un drum bun, clar, stabilit și unii cu prețul lor de a cădea în penibil, chiar dacă depun toate eforturile de a ridica bariere în calea dezvoltării, tuturor vor constata că efortul lor a fost în zadar. Indiferent de câte plângeri penale se vor îndrepta împotriva noastră, nu renunțăm și nu lăsăm intimidați. Însă nu este târziu să reflectăm cu toții la acțiunile noastre și să punem interesul țării mai presus de orice orgoliu. Cu deosebire de considerație, Ilie Toma, deputat de Hunedoara.